Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Acceptă schimbarea. Lucrurile ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Ne bucurăm de cele mai multe ori de binecuvântările schimbării, dar aproape niciodată de procesul schimbării. Suntem ființe dominate de obiceiuri. Ne formăm obiceiuri și obiceiurile ne formează pe noi. Apoi începem să vedem lucrurile exclusiv din propria noastră perspectivă. Și când se întâmplă așa, stagnăm. De fapt, fără schimbare nu există creștere. Când ai atitudinea potrivită, fiecare experiență, pozitivă sau negativă, devine o șansă de a progresa. Să ne gândim puțin. Pomii mai au nevoie și de altceva în afară de căldura soarelui pentru a rodi. Și anotimpurile ploioase sunt productive și ele precedă întotdeauna culesul. Nu trebuie să-ți placă ploaia, trebuie doar să înțelegi scopul și beneficiile ei. Biblia spune că în fiecare zi suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Dar pentru a deveni asemenea lui Iisus, trebuie să-L urmezi oriunde te conduce. Asta înseamnă să-L urmezi prin pustia ispitei, prin durerea respingerii, prin pierderea reputației, prin renunțarea la voia ta și fiind gata să mergi la cruce și să mori față de orice formă de egocentrism. A-L urma pe Hristos poate însemna și a ajunge într-un alt loc decât cel în care ești astăzi. Și odată ce înțelegi acest principiu, nu te vei mai teme și nu te vei mai împotrivi schimbărilor care au loc în viața ta. Și vei începe să-L vezi pe Dumnezeu în toate acestea. Apostolul Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 16, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.